Au istorii frumoase de viață, sunt sportivi, paralimpici și prin exemplul lor ne demonstrează că oricine poate fi un campion. Dragii noștri, vrem să îi cunoașteți în aceste clipe pe Cornel Baran și Dumitru Focșa. Salutare și bine ați venit! Bună ziua, bine ați găsit! Doi bărbați frumoși ca lacrima. Mulțumesc! Îmi place să fac complimente atât de mult, în câteva minute cât am stat noi aici, am râs de doamne, doamne. Și cumva distrugem, distrugem stereotipul precum că să privim persoanele cu dizabilități cu milă. Cred că ăsta este singurul sentiment de care ei nu au nevoie. Voi, prin experiența voastră de viață, pentru că încă de când vă știți, sunteți într-un scaun cu rotile. Altfel, nici nu știți cum este. Și voi zâmbiți pentru că iubiți viața, pentru că aveți o viață frumoasă, sunteți ambii angajați cu o viață personală frumoasă. Chiar ești și căsătorit de câți ani? Da, ceva. Așa, o experiență deja în spate este. Da. Voi doi v-ați cunoscut în cadrul competițiilor. Da. Ce sporturi practicați? Ce faceți? Eu în viața mea am practicat mult sporturi. Am încercat să joc și basketbol, și tenis de masă, și tenis de câmp, și haltere, și atletism. Dar până la urmă... Noi și rugby am jucat. Și rugby am jucat. Și rugby? Și rugby. Da. Sunt scaune cu rotile speciale. Da, ale cum? Am un fel de balustrade așa împrejur. Da, ca să nu te lovești, ca să nu deteriorezi. Uh-huh. Da, adică... E, dar măcar un număr dai așa din când în când. Mai mult cu tamponez cu căruciorul, adică da, e da, ceva da, da, de gen... E un sport destul de periculos. Da, dar terenul e... Terenul e standard. Da? Da. Dar de când e gluat? Nu, dar apoi de rugby în sală, nu afară. În sală. Da, în sală. În sală. Pentru că de obicei acolo, când dacă îi sfâselați cu glode, Doamne ferește, nu se mai fac nici numerele la sportivi. La mine, general, sportul s-a început încă de la școală, că eu făceam și educația fizică împreună cu toți. Făceai educația fizică? Făceam educația fizică, e bun. Cum, băi, sunt oameni care vor să putească? Păi nu săream în năsâpă la 3 metri, dar la paralele, la bar, și handball jucam și basket jucam. Super. Cum profii îți spuneau notele? Corespunzător ca și cu cele scopii? Da, dacă eu cel mai mult făceam și la paralel și la bar. Îi beteai pe toți. Bine, nu o să fie așa. Hai să fie așa. Vă zic, băieții ăștia spuși pe glume și eu nu știu cum să rezist cu ei doi și cu energia lor aici în platou. La joburile voastre sunt clădiri care au trampe sau au zone special pentru voi ca să vă puteți deplasa ușor? La mine, de exemplu, este jobul într-o clădire acum nou construită. Am intrare separată unde este o rampă de acces. Și legat de bai, nu este o baie separată pentru persoane cu dizabilități, dar băieții de acolo au făcut careva condiții pentru mine ca să pot să intru ușor. Și în rest, totul este foarte bine. Super! Bravo, echipa ta a fost aici în platoul nostru. La tine cum e? La mine așa s-a primit că n-am nicio treaptă, n-am. Intri direct în, sediul direct, companiei? Da, adică n-a fost făcută nicio accesibilitate pentru mine special. Adică așa s-a primit. Dar pentru asta a trebuit să expediez în jur de vreo 150 de CV-uri din februarie până în iunie. Nu a fost acceptat? Nu acceptat, dar nu este accesibilitate. Etajul 2, subsol, scări, nu-i parcare, nu-i... Adică tu ești pretențios încă. Adică pretențios, da, ești pretențios, dar și pentru ce? Ai și pentru ce? Dacă el o lecție cu la început, nu înțeles de ce am avut eu în vedere cu pretenții. Ești... Adică sunt deschiși, angajatorii sunt deschiși, cel puțin pe CV-ul meu care era expediat, dar era vorba că nu au acces. Adică a fost sumat, dar ok. Asta e... Dansați! Noi pe tine te-am văzut pe scena Eurovision în spatele lui Pașa. Da, Parteni. A fost o experiență cam de mulți ani de zile. O experiență foarte frumoasă. Din câte am înțeles, eu am fost prima persoană cu dizabilitate în lume care a dansat într-un show la Eurovision. Și a fost ceva destul de interesant. Așa. Ai avut primul dans. El urmează să fie. Urmează să da, fie? Urmează să fie. N-ai făcut nuntă? Încă nu. Cum? Toate neamurile nu te-au întrebat când faci nunta? Trebuia să ajungi la televizor să te întrebi, nu? În scurt timp. Cu dansurile tot
participat și eu cu dansul, de tot asta a fost ceva... N-am fost chiar la Eurovision, am mai intențat de pe la... Petrece. La Palatul Național, da, pe la concert. El a avut mai multe concerte în spate ca mine. Da? Da, am avut și un show magic, am avut încă... Pentru cei de acasă, sunt poate... În aceste clipe, mămici care își cresc copiii, care la fel poate sunt imobilizați într-un scaun rulant. Ce aveți voi să le spuneți părinților? Pentru că este foarte important atitudinea sau educația care le oferă părinții acestor copii. Voi ați avut noroc de părinți care să vă susțină și să vă ofere lecții frumoase de viață. Eu, din punctul meu de vedere, am avut o copilărie chiar obișnuită, pentru că când era cazul să fiu ocărât, eram ocărât și părinții nu se uitau la faptul că eu sunt cu dizabilitate, că eu am fost un copil tare rău și neascultător. Și ca sfat pentru părinți, în primul rând, cred că aș spune ca să nu supra-tuteleze copiii, să-i lase să fie cât mai independenți, ca pentru ei dizabilitatea să nu fie o problemă, dar să-i pună și la lucru, să-i învețe să spele o veselă, să facă ordine din urma ei și să fie cât mai independenți. Asta cred că este cel mai bun sfat. Super! Dar pentru mămici cu copii fără dizabilități, copii care au dizabilitate, când mergem pe stradă și un copil de 3 sau 4 anișori o întreabă pe mama ce are nenea, se referă la noi. Da? Nu trebuie mamica să-i spună, sau părintele să-i spună, îl dor piceruș. Mă înțelegeți? De asta și toată gândirea asta a moldovanului, când crește mare și vede o persoană cu dizabilitate, indiferent că este îmbrăcat bine, că e sau cum parfumat, frezat, adică îl vede o persoană care tot timpul are probleme, are dureri. Are dureri. Milă, fără milă. Da. Și de asta adică nu am nimic contra la părinții ăștia, dar rog, adică cel puțin să-și schimbe cumva răspunsul. Lasă fiecare separat să-și gândească și să-i dea un răspuns la un copil. Dar nici într-un caz îl dor piciorușele. Pentru că societatea crede că dacă noi suntem în scaun cu rotile, noi stăm numai pe la doctori. Eu, de fapt, n-am fost, sincer vorbind, să fiu spitalizat, cred că de vreo 25 de ani. Nu mai știu ce înseamnă să stai în spital. Dar eu fost și eu, prin casă de primare, am fost la spital. Eu de atunci nu mai țin minte ce înseamnă să stai în spital. Dacă merg undeva la doctor, dar să-mi iau un certificat pentru competiții sau pentru ceva de genul ăsta. Da, cumva tocmai de asta încercăm să venim și la TV cu povești frumoase ale oamenilor curajoși, ale oamenilor care nu așteaptă să le cadă de undeva din cer sau să se plângă de viață, ca și voi cei de acasă să digerați aceste povești, să înțelegeți că suntem cu toții la fel și că trebuie doar abordarea noastră aici, mentală, să fie un pic diferită, dar eu mă bucur că acum și mulți copii sunt inserați în școlile obișnuite, pentru că înainte, țin minte, în copilăria mea n-am avut niciun coleg sau cu o formă ușoară de autism sau într-un scaun cu rotile. Acum copiii sunt mult în scaune cu rotile sau cu orice dizabilitate, da. Sunt acceptați în școlile obișnuite și asta este un element foarte important. Desigur, este un plus foarte mare, pentru că eu mă țin minte chiar pe mine când eram eu copil, că persoane cu dizabilități chiar nu prea îi vedeai pe stradă. Acum, mergând prin oraș, vezi foarte multe persoane și la școli, asta este foarte bine, la universități, băieții fac universitate, fetele, este un plus foarte mare. Mergem înainte, cu pași mici, dar mergem, nu stăm pe loc, asta este foarte important. Trotuarele. Cum sunt trotuarele? Frumoase. Sunt frumoase, înalte, așa... Așa, cum pierd mare, așa, sunt bune. Sunt bune, da. Va trece un pic de timp până când și străzile noastre vor fi adaptate și pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru mămicile cu căricioare, pentru că este nevoie de comoditate pentru toată lumea. Voi sunteți șoferi? Da. Cum ați obținut permisul de conducere? Foarte simplu. Am făcut școala auto, am mers la lecțiile teoretice. Și am susținut examenul, doar că l-am susținut cu mașina personală pentru cumpărire de România Republica Moldova. Atunci, la secția de examinare, dar nici acum nu este mașină. Pentru a susține un examen la proba practică, trebuie să vii cu mașina personală. Și tu ai una personală pe care ți-ai adaptat-o personal? Da, deja vreo 5 am avut, adică nu e aceeași. Și ce ai făcut cu celelalte? Le-ai vândut? Le-am vândut, desigur. Tot unor persoane cu... Nu, păi o adaptare, ea se montează și se demontează la orice mașină, adică ea nu este lipită de mașină și gata. Aha, iată, interesant.
Da. Conduci? Da. De câți ani? De vreo 3. Și? Cum e traficul de la noi? Bine, chiar ieri am fost pe serviciu la sud și am făcut vreo 4-500 de kilometri. Minunat! Și e posibil să ai o viață socială integră, fără prejudecăți, de milă. Acești tineri, acești oameni, acești copii nu au nevoie, au nevoie de aprecieri, așa cum are nevoie fiecare om ca să evolueze, ca să crească și să se bucure de ce are.